Astăzi voi testa 1000 de produse interzise de pe internet, iar primul este... Asta este o sticlă rachetă cu suc acidulat și este interzisă pentru că foarte mulți copii au considerat-o inofensivă, dar de fapt ea sare la peste 30 de metri și foarte mulți copii s-au lovit cu ea. Ia mă să vedem cum stă treaba dacă chiar sare. Dacă se duce sticla asta 30 de metri, ia mă! Wow! Uitați-vă, mă, unde a ajuns! Păi vă dați seama să vă vină asta în cap? Nu că e interzis produsul ăsta, frate, Doamne! Următorul produs interzis este această baghetă magică a lui Harry Potter, care aruncă cu flăcări și care totodată a creat multe incendii, așa că o să vedem și noi dacă chiar creează incendii, frate, folosind aceste lemne. Haide, mă! Bă, deci dacă chiar face... Bă, uitați-vă, fraților, cum a izbucnit focul aici! Nu vine să cred așa ceva! Bine că produsul este interzis, Doamne, cum aruncă, bă! Asta este o minge de bowling care explodează la impact și este interzisă pentru că provoacă oamenilor sperieturi enorm de mare de la sunetul acesteia atunci când se sparge. Așa că noi să mergem să-l precuim pe tata Mițanu cu ea. Hai să vedem. Fii atent, tata Mițanu, dacă dai cu bâta asta de baseball în mingea asta de gol și se duce mingea 50 de metri, îți voi da 100 de euro. Dacă nu se duce, trebuie să faci o provocare extremă, așa te baci? Dă-mă și mie o minge de baseball. Asta îmi trebuie crossă. N-are, mă, haide, mă, gata. Dă cu asta așa, avem, e challenge mai absurd. Hai. Haide. Ia să-l vedem. Băiatule, mă, ce-mi bate inima, nu vine să cred. Te sperii de la chestia asta, că se aude destul de ciudat. Bine că e interzis produsul, a fost un prank, mă. Hai să continuăm. Asta este cea mai intensă vopsea neagră și este interzisă pentru că absoarbe 99,4% din lumina obiectului pe care tu o pui și la propriu face obiectul ăla să devină invizibil, așa să nu-ți dai seama că există acolo, așa că o să pune și noi pe mingea asta de basket. Ești gata? Gata, hai, hai. Meșteroane, tu o să se ocupe de toată operațiunea. Mamă! Mamă, fraților, cât de negru e! Oricum, rezultatul final o să-l vedem abia după ce se uzucă, stai așa. Anătă a vopsit toată mingea aia, iar după așa arăta totul. Ia vedeți rezultatul final cum arată și fiți atenți acum, magie, ca să vă dați seama de ce e interzisă chestia asta. Bum! Acum, în momentul de față, vedeți doar mâna lui Anătă și mingea nu se mai vede, frate. Deci tot ce este vopsit cu vopseaua asta devine invizibil pe timp de noapte sau atunci când nu bate foarte multă lumină pe chestiile din împrejur. Prin urmare, bine că este interzis, fraților. Hai să continuăm la următorul produs. Aceasta este o cărămidă fake și este interzisă din cauza faptului că provoacă foarte multe atacuri de panică și stări de joc oamenilor atunci când sunt prencuiți cu ea. Așa că astăzi îl vom precui și noi pe Mițu, vom arunca această cărămidă fake pe mașină. Haideți să vedem ce reacție are. Am ascuns camerele și haideți acum să sunăm pe Mițu. Alo, ce faci? Hai până afară că nu știu ce are mașina asta. De ce? Nu știu, iar nu mai pornește, iar s-a stricat. Okay, hai că vin. Bine, bine. Ce are, mă, frate? Nu știu, mă, frate, iar s-a stricat. Cum adică s-a stricat? Nu știu. Vezi cărămida asta? Băi, Doamne ferească, ce-ai, mă? E prank, uite, mă, camera uitați, acolo și acolo. M-am enervat, am crezut că iar trebuie să mă duc în garanție cu mașina. Când ai luat-o pe asta? Nu mai contează, hai să mergem următorul produs. Ăsta este un balon gigant și este interzis pentru că dacă stai lângă el, îl umfli și îl spargi, poate dăuna foarte rău auzului, rămânând chiar surd dacă îl spargi când stai aproape. Hai să vedem data Mițanu, îl umfli tu, da? Și tot pe mine ca de asta? Nu, că eu o să vin să-l sparg, o să fiu și aici lângă. Hai, umflă chestia asta. Deci literalmente balonul s-a făcut cât casa, sunteți gata să băgăm în el? Nu. Hai. 3, 2, 1. Mi-a surzit urechea. O ustură mâna pe parc. Vai de cap, nu, de ce e periculos rău de tot produsul ăsta? Aveți grijă să nu-l spargeți lângă voi? Bă, noi ne-am pus alea la ureche un pic altfel. Următorul produs interzis este această mâncare de astronauți, care este cică uscată prin înghețare și de foarte multe ori a dat rateuri această metodă, care a provocat multe dureri de burtă oamenilor care au mâncat asta. Ia fiți atenți cum arată. Băiatule, zici că e de pe Marte. Uitați-vă cum arată înăuntru. Da, hai să o testăm. Ia 3, 2, 1. Da, subscribe. Mamă. Băi, zici că e cretă. Mamă, se topește absolut tot în gură. Fiți atenți ce se întâmplă dacă o bag în apă. Pam, o apăsăm. Uitați-vă cum se dizolvă totul constant. Dacă apeși un pic așa pe ea, se face un praf. Ea e bună, dar sincer să fiu, nu știu cât de safe e. Deci mai bine că e interzisă, ce să mai. Ăsta este un suflător de ace care este interzis pe piață din cauza faptului că foarte mulți copii înghițeau aceste ace. Așa că hai să-l testăm și noi să vedem cum stă treaba. Sper să nu înghit asta. Avem
mai multe baloane puse pe masă și hai să vedem câte sparg cu un singur ac. Ia-mă! 3, 2, 1, 5! Wow! Mamă, cred că le spărgeam pe toate, frate! Dar ăsta s-a dus în jos așa, mă, ia fiți atenți! Opa! Bine că e interzis produsul ăsta, ce să mai... Asta este o brichetă solară și este un produs interzis pentru că poate provoca incendii dacă e lăsată pe mâna copiilor sau nesupravegheată, pentru că fiți atenți! O vom pune aici așa, după care o să luăm chibrite și folosind acest mecanism pe care ea l-are, deci nu-i fac absolut nimic, trebuie să o orientăm bine cu soarele. Am găsit punctul. Oh! Ia uitați-vă! Bă, băiatele, bă! Uitați-vă cum sunt arse astea! Deci imaginați-vă ce periculoasă poate să fie chestiuța asta dacă e lăsată nesupravegheată și e îndreptată către un lemn ceva. Bine că e interzis produsul ăsta, hai să continuăm. Produsul acesta a fost interzis datorită faptului că foarte multă lume avea atacuri de panică când îl deschidea, pentru că dacă tu tragi de asta, sare mare păianjen aici, așa că merge la mamița, nu să-i facem prin costa să vedem reacția. Nu se întâmplă nimic, uite. Ba, da, sigur sare ceva. Vedeți cum se panichează oamenii pe nimic, frate. Hai la 3, 2, 1 și tragi de ea. Nu, că tu dai spre mine. Nu trebuie să te uiți înăuntru. O ții tu? S-o țin așa? Era sigură. Nu! Nu! Mami, e fake! Ce-ai? Păi, deși mamița nu chiar are fobie de produsele astea și chiar îți pot provoca atacuri de panică, de asta este și interzis? Mi-aduce aminte de guma aia, aveam noi când eram mici și un pachet de gumă. Oh! Să continuăm ce să mai lasă gumele. Probabil vă întrebați ce este WC-ul ăsta, nu? Ei bine, este o cană în formă de WC care este interzisă din cauza faptului că orice fel de chestie bună ai bea în ea, ci că ți se face rău, cel puțin așa scriau review-urile și de-aia mai multe magazine au ales să-l scoată, așa că hai să punem și noi înăuntru un suc bun. Uitați-vă cum arată înăuntru, bă, e și un cachișor acolo, așa, dacă vedeți. Se umple pe lângă cachișor. Vai de capul meu. Bă, de ce parcă te gândești la ceva nasol, dar hai să vedem cum stă treaba, ia. Bă, nu mă, e bun, mă, da? Doar când te gândești așa, uitați-vă cum rămâne pe margine, așa, nu știu dacă se vede pe aici. Bă, zici că e la WC, așa, frate. N-are, bă, de ce să fie interzis produsul ăsta, ar trebui să fie în continuare pe piață. Hai să continuăm la următorul, care să fie mai extrem, nu așa? Ăsta este un mini arc de vânătoare care este interzis pentru că foarte mulți copii îl confundau cu jucărie și este foarte, foarte letal. Spre exemplu, o să tragem în acel pepene și hai să vedem dacă îl penetrează la propriu. Ia-o. 3, 2, 1... Oh, mamă, direct în dinți! Cum a intrat, ești nebun! Uitați-vă cât de mult tot metalul a intrat înăuntru. Imaginați-vă dacă vă intră chestia asta în ochi sau chiar și în burtă sau așa. Te paradește complet, ești nebun la cap, adică e chiar periculos. Bine că e interzis, hai să mergem la următorul produs. Ăsta chiar e destul de periculos, bă. Asta este cea mai ieftină mașină de tuns, care este totodată și interzisă pentru că foarte mulți oameni au fost ciupiți și iritați de către ea, așa că hai să vedem și nouă dacă ni se întâmplă ceva, Doamne ferește. Mamă, cum se aude? Mamă, bă, ia destul de bine, zic eu. Adică uitați-vă cum se duce părul de acolo. Da, mă, chiar ia. Mamă, frate, m-a ciupit de m-a spart. Mamă, bine că e interzis produsul ăsta. Hai să continuăm. Faulă, bine să o arunc, a pus și cu aur pe ea, așa, mă. Asta este o bilă extintoare care promite să stingă toate incendiile, dar de fapt mai dă rateuri și de-aia a fost interzisă pe piață, așa că hai să vedem la focul din spate, tată. O aruncăm direct acolo și hai să vedem cum stă situația. Bă, ia mă, a fost interzisă pe bune sau bă, deși începe să se ducă focul? Bă, bă, ești nebun la cap, bă! Și-a fost asta, frate, s-a necat parpiliana. Produsul ăsta nu ar trebui să fie interzis, că poate să rezolve incendiile, frate. Acești ochelari promit să te ajute să vezi în jos în timp ce tu ții ochii drepți, însă folosindu-l pentru un timp îndelungat îți poate crea dureri de cap și amețeli. Eu acum am ochii în față, da? Uitați-vă la ochii mei și îmi văd mâinile de sub mine, ești de bun la perfecție. Spre exemplu, dacă te pui exact cum stau eu și spui ochelari, eu pot să citesc perfect cartea care se află în față, chiar dacă ochii mei sunt în sus. Uitați-vă, deci eu citesc acum Parker să citat asupra buzilor mele, mi-a susținut fața cu mine și m-a nu știu ce, haubau. Ca să vă dați seama cum se vede, ochelarii sunt drepți așa, da? Și uitați-vă pe telefonul meu cum literalmente mi se văd picioarele, băi, tată, ești nebun la cap, când eu mă uit în față, practic. Ochelarii mi se pare destul de util și interesanți așa și unici. Totuși să sperăm că nu voi avea dureri de cap în următoarele minute, iar continuând... Următorul produs interzis este această păpușă Sky Dancer care literalmente zboară și cică a fost interzisă datorită faptului că lovea foarte mulți copii. Hai să vedem dacă ne lovește și pe noi când o folosim. 3, 2, 1 și... Wow! Mama mea! Băi, cum a zburat! Și foarte aproape de față a fost păpușa. S-a dus fix în drum. Hai să o luăm de acolo. Băi, să rămă calcii!
Ia vede ciumul! Oh, e periculoasă rău, dar tot dacă-ți vină de-aia în ca și copil, s-a terminat cu vederea ta, așa că produsul ăsta, bine că e interzis. Asta este una dintre cele mai puternice lanterne, fiți atenți cum stă treaba, uitați-vă la casa aia de acolo. Bam! Deci am luminat-o instant și este interzisă pentru că e foarte periculoasă dacă este folosită de copii și se direcționează către ochii cuiva. O să fac un test acum către ochii mei să vedem cum stă treaba. Și că te orbește și nu mai vezi pentru câteva minuțele. Ia să... Bam! Vai de capul meu, mă! Mamă, deci am ținut-o o milisecundă și am o pată pe ochi. Păi nu e de jucat cu așa ceva. Bine că e interzisă chestia asta, mamă. Ăsta este un pețișor de Urex Smart, interzis de pe piață, pentru că ne folosit cu atenție îți poate sparge timpanul. Hai să vedem cum stă situația. Uite aici cum se vede pe cameră. Tata Mița nu ține asta? Păi ce faci, mă, folosești pe mine? Da, frate, da. Bă, ai grijă că mă atingi. Băi, mă atingi. Băi, stai așa că avansez. Mămițule! Ce are, mă, chiar te-a durut? Băi, mi-ai atins timpanul, mă, cred. Ia și-mi nasa aici. Nu, mă, pleacă, mă, de aici. Bine că e interzis, ce să mai dai, mișto camera asta, mă. Nu e mișto, dar în urechea mea. Gata, hai să mergem la următorul produs. Această umbrelă îți promite să-ți protejeze telefonul de ploaie, doar că de foarte multe ori nu se întâmplă asta și de-aia a fost interzisă, cică. Ia, mă, să vedem, băgăm. Sub ploaie, încercăm să mimăm o ploaie și chiar funcționează perfect. Telefonul trebuie să intrăm pe cel mai popular vlog al nostru. Hai să vedem, dăm la videos, dăm la most popular și am intrat pe vlogul cu Sălin care a făcut 4 milioane de views. Poți să folosești perfect telefonul chiar și pe interzițială. Produsul pare să funcționeze perfect, deci nu înțeleg de ce ar fi interzis. Asta este o mini arbaletă interzisă din cauza că foarte mulți copii o considerau o jucărie. Dar de fapt cu săgeata asta poți să faci foarte multe chestii periculoase. Spre exemplu, să vedeți cum dau eu la pomelă ăla acum. Ia fiți atenți. Bă, băiatule, bă, mama mea. Fix deasupra sprâncenii, dar poate băgam în ochi. Deci chestia asta poate să fie super periculoasă, fraților, a intrat torpilă în el. Hai să mergem la următoarea invenție, care sper să nu fie așa periculoasă. Aceste pliculețe cu praf pot schimba culoarea focului și au fost interzise deoarece mulți copii le foloseau și își provocau răni grave apropiindu-se prea mult de foc. Uitați-vă cum e focul, băi, fraților. Tot focul este albastru, ești de bun la cap. Produsul este într-adevăr interesant, însă mai bine să rămână interzis. Continuând, asta este o mașinuță care merge pe pereți la propriu, doar că problema e că a devenit interzisă din cauza faptului că zgârie pereți. Așa că noi o să chemăm pe mama Mițanu să o prinduim, să-i vedem reacția. Mamă, sper să nu se zgârieștea. Mama Mițanu! Vino un pic, ia uite ce avem aici! Ce ia acolo așa, că o mai nici un joc că se murdărește peretele ăsta. Nu se murdărește! Bă, ce facem, mă, bă? Tată, nu mă ascult! Bă, nu se murdărește! Nu se murdărește! Eu jos am zis! Las-o! Măi, copile, strică peretele! Strică tavanul! Nu se... Mamă, nu s-a scriat? Aoleu, dă-o imediat jos! Dă-o, dă-o câte minute eu! Hai, gata. Hai să mergem la următorul produs interzis. Ăsta mai bine să rămână interzis. Ăsta este un aparat de masaj interzis pentru că mulți clienți relatau dureri de spate după folosirea acestuia. Mamă, cum apasă? Nu mai pune la mână, că am febră de la sală, nu mai. Aoleu, cum e în cap, să moară, brave. Fă masaj la cap, nu e bun? Nu prea îmi place că e doare. Pe coloană, băi. Ia uitați-vă ce am pe spate, frate. Produsul pare ok, totuși sper să nu mă apuce durerile de spate. Următorul produs este un chibrit antivânt care a fost interzis din cauza că mulți oameni îl foloseau, dar nu reușeau să-l stingă și creau incendii din greșeală. Iar în timp ce el arde, Iulio să țină pe unul ăsta spre el să vedem dacă se stinge. Stai! Mamă, bă, ești nebun la cap! Uitați-vă, fac și cu gura, da? Bă, nu se stinge, orice ai face, îl călcăm și el tot ia foc, ești nebun, iau... Băi, nu se poate așa ceva! Următorul produs interzis este această mâncare militară care provine de la Departamentul de Apărare al Americii al Statelor Unite. La propriu scrie aici, commercial resale is unlawful, adică băi, e ceva lor. Și ăsta este doar unul dintre motivele pentru care este interzis pe piață, pentru că ci că pe lângă au fost și cazuri în care nu s-a păstrat bine mâncarea de dinăuntru și avem un cheese pizza cu sos pe care îl vom testa. Ia uitați-vă cum arată pizza!
băi! Hai să o băgăm, să vedem cum e, frate. Bă, nu știm nimic, frate, simt numai aluatul ăsta. Nu e cine știe ce, adică i-aș da maxim nota 4 ca și pizza. Și hai să vedem ce mai e pe aici. Ci că am avea un baton energic aici, ia să vedem. Mamă, ce tare! Miroase bine. Ăsta miroase bine? Avem aici un sos de mere, ia vedeți cum arată, bine de tot. Wow, ce bun e! Deci partea asta de dulce e jos pălăria. Înțeleg de ce e interzisă mâncarea asta, pentru că trebuie să fie pe front acolo la oamenii ăia care se mai riscă un pic și nu mănâncă chiar cel mai fresh chestii. Dar în rest e așa, chiar e bună, frate. Hai să continuăm. Aceasta este mâna lui Spider-Man și a fost interzisă ca și produs pentru că mulți copii distrugeau obiecte prețioase cu ea. Ia uitați, bam! Și după apăsați pe butonul ăsta și totul revine aici înapoi. Ia fiți atenți, avem paharele astea? Bum! Aia e, bă, tată! Produsul este tare, dar mai bine să rămână interzis. Aceasta este pentruța care strage pielea și este interzis să o folosești dacă nu ai atestat. Te pune lumiță aici pe piele. Păi tu ai atestat, mă, să pui? N-am atestat, dar uitați-vă cum îi trage pielea. Aaa, trage pielea, bă! Uitați-vă, a rămas chiar blocată, nu pot. Au, Barbie, poate... Au, îmi trage mușchiul. Nu mai pot să opresc. Gata, am oprit-o. Păi ai oprit-o, dar tot acolo rămâne. Păi și nu pot să dau. Chiar nu pot să dau, jur. Frate, rămâi cu ea aici. O să rămân cu ea aici. Păi, chiar nu păi uite cum mi-a tras pielea. Ia uitați-vă cum am făcut. Bă. Să nu folosiți asta, fraților, dacă nu știți să o folosiți cu adevărat, cu atestate, cu d-astea. Hai să continuăm, Doamne. Bă. M-am vinețit tot. Să rămână interzis. Asta este o pompă de mărit buzele, dar este interzis în magazine pentru că ți le învinețește în timpul procesului. Dar hai să vedem măcar dacă le mărește. Tata Mițanu bagă. Bă, ai încredere în mine? Da, mă, da. Hai, ia. Ține bine acolo, ia să. Mamă, cum faci? Eu uite, bă. Mamă! Mamă, cum mi le trag, bă, cum simt aici. Ce, mă, te doare? Mai trag? Bă, nu se mai trage asta. Ți-au dat lacrimi, nu vine să cred, te doare, mă? Mă, pă, gata, mă, oprește-te, bă, că o să ai buzele de... Ce, mă? Bă, mi-a tras prea tare, mă. E ciudat, mă? Mamă, zici că ești orangutan, frate, ce buze ai. De ce te-ai lăsat, mă, să te trag așa tare? Mi-a dat lacrimi, frate, bine că e interzis produsul ăsta, acum am buze. Bă, dar mie mai revin buzele? Mă! Asta este un șor de baie care se dizolvă în apă și este interzis din cauza faptului că foarte multă lume era princuită la piscină și rămâneau fără nimic pe ei în apă, așa că hai să testăm și noi dacă e chiar reală chestia asta, dacă chiar se dizolvă ea, mă. Ne-am echipat și hai să intrăm, tată. Mama mea, bă, deci au un material foarte mișto, adică gen chiar nu-ți dai seama. Sunt foarte curios să văd cum o să stea treaba în câteva minute, totuși. Băieți, stau de vreo 10 minute, uitați-vă cum se rupe, cât de ușor se rupe toată treaba. Bă, băiatule, uite cum se rupe totul, trage așa un pic de el și s-a rupt instant. Uitați-vă cum se rupe, până și plasa asta s-a rupt toată și s-a fărămițat toată, s-a dizolvat toată. Cam așa stă treaba, mai am doar elasticul ăsta de la el, atât a mai rămas pe mine. Bine că e interzis produsul ăsta, frații mei, că e propodul după lume, bă. Ăsta este un aparat de făcut codițe colorate, interzis pe piață pentru că s-a întâmplat de multe ori ca părul să rămână blocat aici în timp ce se făceau codițele. Ia să vedem, Barbie, haide. Nu părul. Nu, mă, nu. Băgăm asta albă pe aici, apucăm niște păr. Te rog, nu mult. Bam, nu și mult. Acum începem. Au! Aoleu! Aoleu! Ia uitați, ce mă, produsul ăsta a rămas și asta blocat în păr și uitați-vă ce îi face la păr. Aaaa, mă strage! Ușor, ușor, bine că e interzis produsul ăsta, hai să continuăm ce să mai... Următorul produs este un blender portabil care a fost interzis din cauza că nu avea destulă putere pentru a mărunți fructele, iar copiii se necau. Așa că am zis să-l testez și eu, l-am umplut cu fructe, am așteptat ca totul să se mărunțească perfect, oarecum, așa că... Hai să și gustăm momentul adevărului, 3, 2, 1... Mai are bucățele mari de fructe și momentul de față înăuntru. Bine că este interesant acest produs. S-ar putea cauza foarte mult rău, mai ales copilașilor mici. Hai să continuăm. Acest suport de gât promite să-ți îndepărteze durerile de spate, dar a fost interzis din cauza faptului că îți creează și mai mult disconfort purtându-l. Însă, până acum, sincer, bă, vezi că mă simt mult mai relaxat deja. Îl părăt de vreo jumătate de oră, chiar dacă arată ciudat, nu? Zi-tu sincer. Da. Dar, sincer să vă zic, nu mai simt presiune pe spate deloc, frate, produsul e foarte util. Hai să vedem următorul. Masca asta de față, ci că este interzisă pentru că se face la propriu ca un vulcan pe față, ci că e rupe și face bule din astea, iar toată treaba asta ci că a cauzat foarte multe iritații și chestii pe față. Hai să-ți pun pe față. Bă, nu, pe mână mie, că poate... Cum pe mână, pe față? Ai, mă, frate! Ești e gata, verde, da? Așa e. Ai, tă capul meu, băi, nu. Trebuie să o porți cam 5 minute și apoi e rupe. Aha, deci nu e rupe instant. Nu e rupe instant, cam 5 minute. Hai, dă-mă peste tot și așteptăm
să vedem cum stă treaba. Acum că te-am dat, hai să așteptăm 5 minute. Hai, hai să vedem. Iar după 5 minute de așteptare... Da, mă, frate, zici că mi-am pus bomboane de alea care pocnesc așa în gură pe față. Hai să ne spălăm să vedem dacă ni s-a iritat fața, căci că efectul de iritare era instant așa. Da, mă, nu știu, produsul ăsta nu înțeleg de ce e interzis. Eu n-am nimic pe față acum și sper să nu-mi apară coșuri peste vreo 2, 3, 4, 5 zile. Ăsta este un aparat de abdomene și este interzis pe piață pentru că îți poate provoca dureri neasociate cu creșterea musculară. Ești gata, tata Mițanu? Nu mai pe mine încerci de astea, mă? Nu, mă, nu, dar hai să vezi și tu cum e așa, ia fii atent. Că făceam abdomene, mă. Ești gata, da? Mi-e frică un pic. 3, 2, 1, ia-o, ia-o pe asta. Mamă, cum simți jos, mamă, zici că mă taie la burtă. Ia uitați-vă cum mi se mișcă burta lui tata Mițanu, cum simți? Bă, aici jos, zici că mă operez, încă mă taie ceva. Hai, mă, să vedem și cum e extrem, îl dăm pupt. Bă, pe 10. Bă, nu mai tu jucam cu toate astea, mă, frate. Bine că e interzis, produsul ăsta e greșit că te curentezi așa. Chiar că bine că e interzis, că mi-au dat lacrimi. Hai să continuăm la următorul produs. Aceasta este o minge zburătoare, interzisă din cauza că mulți copii nu reușeau să o controleze și distrugeau obiecte valoroase cu ea sau chiar se accidentau. Ia, mă! Ok, face așa, uitați-vă cât de tare arată. Bă, uitați-vă cum o țin, ești nebun? What the fuck, ia eu? Mamă, mamă, fraților, prinde parfii! Mamă, cât de tare! Bă, nu mai prind! Bă, băiatule, bă, cât de tare poate să fie chestia asta? Totuși, mai bine rămâne interzisă, pentru că, într-adevăr, e foarte greu de controlat. Acest aparat îți promite că vei adormi ușor dacă îl folosești, dar a fost interzis pentru că au existat cazuri de electrocutare atunci când se folosea. Lol, cum se simte, zici că te curentează așa. Hai să-l testăm, ne băgăm la somnicolos. Chiar am încercat din răsputeri să adorm cu dispozitivul ăla care mă tot deranja, așa că... A trecut vreo oră și chestia mai stresantă ca asta n-a fost în viața mea. Parpia a dormit, eu n-am reușit să adorm cu chestia asta. Mă curentează, mă vibrează, m-a terminat. Produsul bine că e interzis. Hai să continuăm. Următorul produs interzis este acest uscător de păr tip bonetă pe care ți-l pui în cap și că usucă foarte eficient părul, dar în același timp ți și arde fără să simți, adică mi-e și frică puțin să-l port. Dar abia mi-am făcut baia în păr ud și haide să vedem, dacă mi-arde părul să știi că mă supăr pe tine, ai înțeles? Așa scria oaia pe net și de-aia a fost interzis produsul, dar n-ar trebui. Deci am pus asta pe cap. Nu vreau să-mi vedeți fața, că nu-mi place cum arăt. Uite, așa o vedem pe parpile. Ana, i-am pus asta, da? Și hai să vedem, băgăm capătul celălalt în ăsta. Hai să vedem. I s-a umflat aia în cap lui Parpi. Ai grijă, ține acolo pe cap, foarte bine. Bă, dar miroase ars. Ce? Miroase ars. Pă, bune? Miroase... Bă! Bă, chiar miroase ars părul. Bă, aruncă asta, mamă, bine că e interzis produsul ăsta. Bă, părul meu. Simt foarte mult la el. Se ia un tratament de păr acum, dați like, un like egal un tratament. Ăsta este un ciocănel care sparge orice geam ușor și este interzis pentru că mulți copii spărgeau geamuri super rapid cu el. Ia, mă, 3, 2, 1 și... Mamă, bă! Bă, băiatule, cum s-a dus instant, ia! Din primă, bă! Ia uitați-vă cum a intrat peste aici și acum doar trebuie să împingi așa, ești nebun? Wow! Ăsta chiar e eficient să-l ai prin mașină în caz că, Doamne ferește, trebuie să ieși cumva de urgență. Bam, dai odată și aia a fost. Hai să continuăm, stai. Asta este o mini drujbă care e complet interzisă pentru că unii copii o considerau o jucărie, dar de fapt... Mamă! Ține, Iulică, bine, ia fi atent. Mamă! Mama mea, cum a tăiat chestia asta! Mama mea, așa trebuie să dați voi la butonul de subscribe și bun să-l tăiați în două când dați în el. Hai să mergem la următorul produs. Chestia asta pare inocentă, dar de fapt e nebună rău de tot. Iulica, nu ești pregătit pentru următoarea chestie? Ce, mă? Mare sabie de ninja, super mega ascuțită și pe care o să o testăm jucând Fruit Ninja în viața reală. Avem pe perele asta? 3, 2, 1... Mamă! Băi, la linie s-a tăiat! Bă, băiatule! Bă, la linie, mă, sunteți nebun, uitați-vă cât de drept e! Hai să continuăm și cu alte fructe! Ia să vedem și ananasul! Mamă, i-am tăiat capul, ești nebun? La fel s-a întâmplat și cu celelalte legume, deci... Băi, chiar e periculoasă chestiuța asta? Să nu încercați asta acasă, că e foarte, foarte periculos. Mamă, lăsăm așa. Ăsta este un portofel interzis, pentru că atunci când îl deschizi se întâmplă asta. Uitați-vă cum a luat foc, ești nebun la cap. Hai să mergem să precuim angajații de la McDrive cu chestia asta. Primul angajat de la Mac s-a uimit puțin, dar al doilea absolut deloc. Așa că, fraților, două încercări am avut și de două ori nu prea s-a speriat nimeni. Deci vor nici prea la păsat la oamenii mei. Asta este, oricum produsul este interzis, pentru că e destul de periculos, mai ales în mâna copiilor. Hai să continuăm la următorul. Asta este o pușculiță interzisă, pentru că la propriu atunci când vrei să-i bagi bani în gură, ea ți-i mănâncă și foarte mulți copii când băgau banii, li se prindea degetul acolo și rămânea prins. Au, bă, au, bă, bă, a rămas acolo. Au!
Ba, mi-ai rupt degetul. Băi, ești nebun la cap? Uite cum face degetul, bă, băiat. Astea sunt niște bombe de baie interzise, bro, că-ți provoacă mâncărimi de îndată ce se dizolvă în apa în care stai și noi nu o să punem una, o să punem vreo 20 și ceva. 3, 2, 1 și... Bă, băiatule, ia uitați-vă cum stă treaba, bă, băiatule, bă. Uitați-vă cum fac, frate, sfârâie. Bă, sfârâie toată apa, ești nebun? Ia uziți, zici că pun ceva cu acid. Imaginați-vă că toate astea au contact direct cu pielea, nu știu ce să zic, nu prea cred că e de bine. Bă, băiatule, uitați-vă și că e un izvor în cadă, ești nebun? Uite cum face apa pe aici. S-a lipit așa de mine toată situația, parcă, nu știu, zici că sunt dat așa cu ceva ciudat pe mine. Hai să vedem. Cred că s-au terminat de dizolvat și uitați-vă ce a rămas pe cadă asta, fraților, și toată treaba a fost curățată înainte de mama Mițanu. Sincer, deja simt așa cum mă strânge pielea și pe lângă toată partea asta a picioarelor care a stat mai mult în apă, începe să mă mănânce, mă jur. Hai să ieșim de chestia asta, pentru că nu cred că e prea bine să stai să-ți faci baie în vreo 20 de astea. Ulu, mamă, mă strânge rău. Ăsta este un pix interzis, pentru că atunci când îl apeși pe capătul ăsta de aici, te cureteață rău de tort, așa că o să mergem acolo la tata Mițanu să-l princuim cu asta. Haide. Dă și-mi autografe pe rândul ăsta cât mai mult, așa pentru copiii noi care vin la Trai Academy, da? Acum am vorbit de locația asta? Oricare, o să dăm tufă în față verso și mai mult de pe rând de sus. Mănâncă-mă dacă vrei. Lasă-mă, mă, oare? Cum vrei, mă? Ce-ai, mă, mâncățești? Ce-ai, mă, ăsta? Mă, și spune... Ce-ai, mă, mâncățești, curată? Că tu i-ai fost prin... Asta este bobina lui Tesla și este interzisă din cauza faptului că te poți electrocuta foarte ușor cu ea. Băi, mini fulgere, băi, niște bol... Băi, Mițule, grijă-ți, nu explodeze casa, băi! Băi! Acum o să punem o bucată de banană pe ea, ia fiți atenți aici. Joacă-o pe asta! Băi, ești nebună! Doamne, scoate-o! Și avem și becul ăsta care nu e conectat literalmente nicăieri, dar fiți atenți cum reacționează în preajma ăsteia, ia. Bam! Ia, o punem aici. Băi, cum intră curentul în ele, ești nebun la cap? Și bine că a fost interzis, produsul ăsta chiar e foarte periculos. Acesta este un atac foarte mare cu telecomandă și este interzis pentru că oamenii se sperie foarte rău de el. Asta o să facem și noi acum, o să mergem peste Mițu în cameră și o să speriem. Ce mi-ai pus, mă? Trici, mă, la somă, frate. Doamne, ferește cu gândacul tău. Mișuna ceva pe piciorul meu acolo, la filoț. Ferească, Dumnezeu, doamne. Iar s-a speriat, what the fuck. Acest produs promite să țină în echilibru orice pahar, orice i-ai face, însă a fost interzis după multe review-uri negative în care oamenii s-au murdărit folosindu-l. Îl rotez, mă, peste cap? Da. Mamă, dacă mă pătesc pe astea albe... 3, 2, 1. Oh my god! Bă, chiar n-ai cum să vergi paharul! Produsul ăsta chiar nu ar trebui interzis. Hai să continuăm. Această jucărie crocodil este interzisă pentru că atunci când copiii se joacă cu ea, îi mușcă de degete și le cauzează atacuri de panică, așa că hai să vedem dacă e reală chestia asta și ne cauzează și nouă atacuri de panică. Hai să vedem, apăs eu primul. Ba. Mamă, mi-e frică. Mamă, mi-e frică și mi-e rău de tot. Bă, chiar m-a speriat, deci nebun la cap. E scary rău de tot când vine asta pe tine aici. Asta este o bagnotă comestibilă, dar este interzisă pentru că mulți copii o mâncau, iar după aveau probleme digestive și dentare. Bagă-l pe tot! Bă, e tare? Ce să-mi este ca așa, girl? E marzipan din ăla care se pune pe tort. Tot. Haide, să se ducă tot. Invenția e tare că se poate mânca. Dar nu e bun. Totuși sperăm să nu apuce durerea de burtă. Continuând. Asta este o limbă fake și ci că dacă ți-o pui în gură și ți-o taie cineva, simți ca și cum ți-ar tăia limba ta. Ia, mă! Ia! Băi, Lucu! Bă, creierul ți-mi duce în eroare tot sistemul nervos, nu știu ce e la. Da, o am aici, o am. Hai să continuăm. Asta este o lanternă UV și este interzisă folosirii delugate, dar noi o să o folosim acum un pic, așa să vedem că am pus de treabă, pentru că ți arată fiecare particulă de praf, ci că mai ales pe WC. Ia uitați-vă un pic așa cum stă situațiunea. Ce nu te-ai dat loc parvi pentru curatul pe care l-a făcut? Se cam văd pe acolo toate treburile așa un pic, particule de praf, dar nimic foarte accentuat, mai ales pe negru ăsta. Accentuează mult mai mult. Dar chestia asta, ci că dacă o ții așa spre piele și spre tine și spre astea, îți poate dăuna mult de tot. Totuși consider că n-ar trebui să fie interzisă. Și cam atât și cu produsele astea interzise. Nu uitați să dați un buton de like, un buton de subscribe. Uitați-vă la clipurile astea de aici. V-am pupat, pa!